Bună, dragile mele, bună, dragii mei, mă bucur să ne revedem la o nouă sesiune. De această dată am invitat alături de mine o prietenă pe care am cunoscut-o anul trecut și cu care deja am făcut împreună o sesiune pentru un summit de relații. Și pentru că mi-a plăcut foarte mult despre ce am discutat anul trecut, am invitat-o pentru a continua. Pentru că de această dată vreau să vă propun o temă, împreună cu Cătălina, invitata mea, o temă foarte interesantă, în care să discutăm despre vindecarea trecutului în relațiile de cuplu. Bine ai venit, Cătălina! Bine te-am găsit pe tine și pe toți cei care ne urmăresc și care sunt interesați de dezvoltare personală și de ce nu, cum să-și îmbunătățească relațiile de cuplu, fie că le au, fie că își doresc să le aibă pe viitor. Te rog să ne spui câteva lucruri despre tine, cu ce te ocupi exact. Da. Ce să vă zic despre mine? Eu fac consiliere pe relații de cuplu de vreo 6 ani de acum, lucrez cu oamenii, fac clipuri pentru YouTube unde încerc să dau cât mai mult din ce pot eu să ajungă la cei care au nevoie. Cam atât, nu prea știu să mă laud așa. Trebuie să învățăm cu toții să ne lăudăm, nu Da. pentru noi, ci pentru a ne cunoaște mai bine oamenii și pentru că de multe ori este bine să știe pe cine să sune, pe cine să urmărească în momentul în care au anumite semne de întrebare. Și avem o temă foarte interesantă și vreau să te provoc puțin. O doamnă la care am ținut foarte mult, ne-a spus la un moment dat un lucru pe care eu poate atunci nu l-am înțeles. Acum cred că îl înțeleg mai bine și vreau să știu punctul tău de vedere ca să avem exact de unde pleca. Rănile trecutului, mai ales cele legate de relații, se vindecă în cuplu sau în afara cuplului? Tot ce e legat de ce am trăit noi în trecut, în copilărie mai exact, se vindecă în relația de cuplu. Dacă folosim partenerul pe care îl avem în relație, dacă și oglindă, ne ajută foarte mult să ne ghidăm către suferințele, emoțiile blocate pe care noi nu le-am putut integra în perioada în care eram copii. Pentru că noi, ca și copii, nu avem capacitatea să punem la îndoială felul în care se comportă mama sau tata cu noi, sau adulții în general, și considerăm că ei au în permanență dreptate și că noi suntem cei greșiți. Drept urmare, începem să ne îndoim de capacitatea noastră, da, de iubirea pe care merităm sau nu să o primim, și ajungem să acceptăm foarte multe de la partenerii noștri de cuplu, când nu este cazul, în speranța că o să ne iubească la un moment dat așa cum ne dorim. Chiar mă Da. gândeam astăzi câte facem noi pentru dragoste, pentru că la un moment dat chiar am trecut pe lângă o doamnă cu un cățel. Și ce pot să vezi în ochii unui cățel decât dragoste necondiționată? Și vroia dragoste, căutase, juca. Deci chiar mi-a plăcut și eu sunt iubitor de câine, am câine, dar mi-a plăcut acea interacțiune între ei, a fost extraordinară. Deci dacă un câine vrea, așteaptă și oferă dragoste, ce să spunem de o ființă supremă care este omul și care ar trebui să se regăsească și să trăiască în ceea ce numim noi dragoste? Hai să denumim puțin, hai să definim puțin, din punctul tău de vedere, așa de curiozitate, ce înseamnă dragoste? Sincer, nu aș ști să-ți explic ce înseamnă dragoste, pentru că fiecare o simte, o înțelege, o percepe diferit. Da? Ce înseamnă pentru mine sau cum mă simt eu iubită, la tine s-ar putea să vină cu virgulă, adică să zici eu mulțumesc, mie nu-mi trebuie așa ceva. Dar aș ști să-ți zic ce înseamnă o relație de cuplu, în schimb. Și din punctul meu de vedere, relația de cuplu sunt, de fapt, doi parteneri care sunt dispuși să facă munca, dincolo de ceea ce simt unul pentru celălalt, munca din spatele relației, ca ei să ajungă să aibă relația aia faină și armonioasă pe care și-o doresc. Din păcate, mulți dintre noi ne oprim la declarațiile de dragoste, la ceea ce spunem în cuvinte și uităm că pentru a ajunge să avem o relație frumoasă, de lungă durată, în spatele ei se află chiar o muncă colosală de multe ori, pentru că am crescut diferit, venim din medii diferite, avem moduri de gândire diferite, am învățat limbaje de iubire diferite și noi cumva căutăm să ne potrivim unul cu celălalt. Dar vezi tu, ne potrivim până când trece partea aia de îndrăgostire, că după ce a trecut îndrăgostirea, îl vezi pe celălalt așa cum este și s-ar putea unii să fugă mâncând pământul și să spună că nu mai au nevoie.
Uite, ai deschis un subiect foarte interesant cu această perioadă de îndrăgostire, cum spun specialiștii, da? Cam cât crezi că durează din experiența ta cu cei cu care lucrezi această perioadă? Din experiența mea, de ce am văzut până acum, durează undeva între 3 luni, 2 ani, 2 ani și jumătate, și există și o explicație dată de specialiști pentru toată situația asta. Se spune așa, că din cele văzute de ei, copilul are nevoie cam de 2 ani ca să ajungă să se descurce cu ghilimelele de rigoare singur, adică să meargă, să mănânce, să ceară ce are nevoie, da? Și cam atât ar dura îndrăgostirea, tocmai ca ambii părinți să se ocupe de nevoile celui mic. Adică din momentul conceperii până când copilul ar face undeva la un an și jumătate, 2 anișori, când poate cât de cât să fie un pic independent, să zic, din nou cu ghilimelele de rigoare. Și ăsta ar fi motivul pentru care starea asta de îndrăgostire ține pe cei doi în toată perioada asta împreună, ca după să depunem munca, să trecem de la îndrăgostire la iubirea adevărată. Da, știi cum se spune că această îndrăgosteală ține și cu toții am vrea să o ducem mai departe. Există posibilitate, există metode, există, nu știu, trucuri prin care putem face acest lucru să dureze luna asta de miere, mă rog, anul de miere sau cât vor fi luni, ani, să dureze cât mai mult, pentru că e atât de frumos și după aia ne trezim deodată într-o dimineață, nu? Poate să dureze ceva mai mult în momentul în care nu consumăm etapele relației, nu le ardem pe repede înainte. Adică, dacă prelungim perioada asta de tatonare, nu ajungem să întreținem relații intime foarte repede, de asta în zilele noastre cumva relațiile se cam consumă așa, din fașă și se termină la fel de repede. Important este să prelungim perioada asta de extaz, de dorință de a-l vedea pe celălalt, să păstrăm pasiunea asta vie, adică să nu vă vedeți în fiecare zi 24 din 24, da? Să căutați, să păstrați misterul ăla. Oare vine să mă vadă? Oare e dor de mine? Oare vrea să facem ceva astăzi împreună? Pentru că dacă ești disponibil 24 din 24 pentru celălalt, te ia de-a gata, adică are senzația că o să fii mereu acolo și cumva nu mai e. De fapt, hai să ne gândim așa. Tu când tânjești după cineva, după persoana iubită, când nu o ai în apropiere, când vrei să fii în preajma ei și știi că nu ai posibilitatea acum. Exact așa e. Trebuie să păstrăm un pic spațiul ăsta, să-i dăm voie flăcării să ardă. Exact ca atunci când ai o lumânare aprinsă, dacă pui un pahar peste ea, îi iei oxigenul. Așa și la relațiile de cuplu. Să-i dai un pic de spațiu ca flacărea iubirii să ardă. Adică nu consumați totul pe repede înainte, ci tărăgănați, așa să zic eu, toată perioada asta de îndrăgostire pe o perioadă mai lungă de timp. Nu vă mutați imediat împreună, pentru că sunt oameni care se mută și după o lună de zile împreună. Nu faceți asta. Nu petreceți tot timpul împreună, non-stop, 24 în 24, pentru că atunci când ești îndrăgostit, chiar îți dorești să stai non-stop cu celălalt, dar dacă îți dorești și să păstrezi vie pasiunea asta de la început, ar trebui să ții cont un pic și de aspectele astea. Adică să nu pui totul pe tavă încă din prima fază, ci să mergi etapă după etapă. Dar chiar și așa, din păcate, nu poți să păstrezi starea asta de îndrăgostire la nesfârșit, pentru că corpul nu poate să susțină, pentru că atunci când suntem îndrăgostiți, e ca și cum am fi drogați. Și corpul fizic nu are capacitate să susțină pe o perioadă lungă de timp această nebunie, să zic așa, pentru că vrei să-l vezi pe celălalt, vrei să petreci cât mai mult împreună timp cu el. Gândul îți este doar la persoana respectivă, adică totul în jurul tău se disipă și tu vrei doar să fii în contact non-stop cu omul din fața ta pe care îl iubești. Nu știu dacă e tocmai indicat să o faci pe o perioadă lungă de timp. Da, e minunat atunci când găsim partenerii compatibili. Dar ce facem în momentul în care, și am auzit foarte multe persoane care spun acest lucru și cred că vin la tine cu zecile ca să spun așa și spun ce pot să fac pentru că atrag același tip de partener care nu mi este potrivit. Și ajung să mă îndrăgostesc de el și sufăr după aia. Ce să fac să nu mai pățesc acest lucru? Cum e vorba aceea, atrage aceeași mărie cu altă pălărie. Important este să vezi de ce atrage același gen de persoane în viața ta, pentru că în momentul în care noi suntem mici, nu facem decât să
da, un la dăm programat. Adică copiii până la 7 sau până la 9 ani, în funcție de persoana pe care o întreb cât durează, nu fac decât să înregistreze informații din mediul lor înconjurător. Înregistrează felul în care vorbesc părinții, adulții din viața lor, felul în care se comportă, felul în care își exprimă iubirea, felul în care conversează unii cu ceilalți. În aceeași perioadă învățăm limbajele iubirii, rănile, se instalează rănile emoționale, da? Stilurile de atașament, tot felul de lucruri în perioada asta, de la 0 la 7 ani. Da? Și e foarte important sau ar fi indicat ca părinții să țină cont de acest aspect și să fie cât mai prezenți, implicați în a, nu știu, satisface, să zic eu, nevoile emoționale ale copilului. Pentru că degeaba te uiți dacă e mâncat, schimbat și așa mai departe și nu e bolnav, dacă tu nu ții cont și de felul în care copilul se simte. Bun. Cum ziceam, de la 0 la 7 ani, noi înregistrăm, învățăm cu alte cuvinte ce sunt și relațiile de cuplu și ce înseamnă iubirea sau ce este iubirea. Și în funcție de ce am văzut noi în copilărie la părinți, adică cum se comporta mama cu mine, cum se comporta tata cu mine, cum se comporta unul cu celălalt, învățăm și noi să ne comportăm în relația noastră de cuplu și ajungem ca și adulți să reproducem la indigo, cum se cheamă, unul la unul, ce am văzut noi în copilărie că este iubirea, cu ce facem acum în relațiile de adulți. Și dacă un copil în perioada în care era mic a asociat iubirea cu nepăsare, cu abandon, cu necomunicare sănătoasă, cu lipsa de iubire, lipsă de empatie, violență de urcare, maltratare cu alte cuvinte, dar asta asociază el că, cu asta asociază el că este iubirea. Asta crede el că este iubirea pentru că nu a văzut altceva. Frumos ar fi să asocieze cu înțelegere, cu susținere, cu iubire și așa mai departe, cu respect. Dar în cele mai multe cazuri, părinții noștri n-au știut exact cum să facă ca noi să ajungem niște adulți, să zic eu, întregi emoțional și de cele mai multe ori avem mari lacune din punctul ăsta de vedere. De ce atragem același partener sau aceeași parteneră, doar în altă persoană? Pentru că ăsta este modelul pe care noi îl avem raportat la ce înseamnă relația de cuplu, la ce înseamnă felul în care eu mă simt sau nu iubit sau iubită. Și dacă vezi că de fiecare dată ajungi către același partener, poate ar trebui să te oprești un pic și să analizezi felul în care te fac oamenii respectivi să te simți. Ca să-ți dai seama care e modelul tău de partener sau parteneră pe care o alegi, ia să zicem ultimele două relații, trei relații semnificative pe care tu le-ai avut și pur și simplu pune pe coloane felul în care te-au făcut cei doi, cei trei să te simți. Cum te-au făcut să te simți? Iubită, neiubită, respectată, nerespectată, susținută, nesusținută. Erau acolo când aveai tu nevoie, puteai să comunici corect cu ei, veneau în îndeplinirea nevoilor tale emoționale și așa mai departe, da sau nu? Și în funcție de asta o să vezi că la fiecare dintre ei tu găsești un numitor comun și ăla este modelul de bărbat sau de femeie pe care tu îl atragi. Vreau să te întreb tot la fel în relațiile pe care le-am avut. De multe ori am discutat despre aceste nevoi. Și eu cred și vreau să știu părerea ta care este. Eu cred că, până la urmă, o relație, la un moment dat, este de fapt un contract a acestor nevoi. Fiecare ar trebui să încerce sau chiar să și reușească să satisfacă nevoile celuilalt sau împreună să și le satisfacă ca și cuplu, să spunem. Care este părerea ta? Pentru că am mai auzit persoane care au spus nu, este de ajuns doar iubirea, nu ne interesează nevoile și atât ar trebui să fie relația. Păi, da, iubirea este suficientă în primă fază, dar în momentul în care el sau ea îți spune că te iubește, dar nu este acolo pentru tine când ai nevoie, da? În momentul în care îți spune că te iubește, dar pe lângă iubirea aceea îți mai aruncă și câte un n-ai spălat vasele, n-ai dus gunoiul, n-ai făcut curățenie, n-ai curățat mașina, n-ai plătit facturile, niciodată nu ești acasă când am nevoie de tine, tot timpul trebuie să cerșesc atenție din partea ta, nu petrecem suficient timp împreună. Da, ok, pe gură spune că te iubește, dar tu în spate ai tot amalgamă de emoții care nu sunt neapărat înțelese, nu sunt neapărat înțelese și validate totodată. Și omul este fericit, noi suntem fericiți și ne simțim împliniți în momentul în care nevoile noastre sunt împlinite. Adică când ai senzația că celălalt te vede, te aude, te iubește și e acolo pentru tine. Pentru că în rest, ce spune pe gură e una, dar când vine tradus în fapte, s-ar putea din nou să îți dea cu virgulă. Știi ce vreau să te mai întreb? Tot referitor la relații. Și eu fac coaching cu persoane care îmi spun
mi-am jurat că nu voi fi niciodată cum a fost mama sau cum s-a comportat tatăl meu cu mine. Și de foarte multe ori aceste persoane ajung să conștientizeze că se comportă în relația cu partenerul sau cu copiii exact cum au făcut părinții și lucruri care nu le-au plăcut. Și atunci se trezesc, spun, Da. dom'le, dar sunt exact ca mama, nu reușesc să schimb nimic. Care e punctul tău de vedere? Pentru că știi ce se întâmplă? Din nou, ne raportăm la ceea ce am învățat noi în copilărie, da? Și în momentul în care vezi că tata se comportă urât cu mama, tu ajungi fie să te comporți ca el, pentru că ți-e frică să fii vreodată în locul ei, da? Și să fii beriga slabă, să fii cel care încasează, da? Fie ajungi să te comporți exact ca mama, pentru că spui că, da, eu nu am puterea să mă împotrivesc. Adică, oricum ai da-o, ajungi să fii într-unul din rolurile astea două și de cele mai multe ori ajungem să fim fie în locul celui pe care l-am judecat, da? Pe cel care îl vedeam sau îl percepem ca și agresor, de ce? Unul la mână să înțelegi că el nu făcea lucrurile astea pentru că, nu știu, era o persoană rea sau era agresiv, că așa venea lui, nu, ci pur și simplu avea și el la rândul lui niște răni în spate, niște emoții pe care n-a reușit să le integreze și ăsta era felul în care el reușea să se protejeze, să zic eu așa, de ce simțea ca și factori declanșatori în jur. Adică ăsta era modul lui în care să-și exprime frustrările, să-și spună, să-și arate puterea, să controleze oamenii, pentru că când agresezi pe cineva de cele mai multe ori, agresezi sau încerci să controlezi persoana respectivă din frica de a nu pierde iubirea. În momentul în care ai senzația că celălalt nu te mai iubește, dar nu știu, se comportă cu tine într-un mod în care nu ți este neapărat pe plac, da? Dacă tu asta ai văzut la rândul tău, la părinții tăi făcând, nu știu, vorbind urât, aruncându-și chestii prin casă, că se întâmplă, da? Asta ai senzația că e normal să se întâmple și în relația ta de cuplu, pentru că așa deții controlul. Doar că ajungem de cele mai multe ori să ne dăm seama că rănim persoanele pe care le iubim, pentru că n-am făcut decât să luăm pe pilot automat ce am văzut la ei, fără să punem la îndoială felul în care ei se comportau. Da, poate că tu mental ziceai, eu nu vreau să fiu așa, dar modelul pe care l-ai luat e același. Adică degeaba nu vrei să fii tu așa, dacă nu te oprești un pic, analizezi de ce faci lucrurile pe care le faci. Le faci din iubire sau le faci din frică? Pentru că de cele mai multe ori noi reacționăm din frică, nu din iubire. Da, ai perfectă dreptate. Aceste două sentimente cred că domină efectiv comportamentul Da. uman. Cred Și că frica, de fapt, domină comportamentul uman mai din degrabă păcate, decât iubirea. da, din păcate, da, și dacă ne uităm la toate religiile, spun că iubirea ar trebui să fie cea care să ne Da. arate efectiv încotro să mergem, cum să ne comportăm. Dar din păcate, toată lumea ajunge la un moment dat să facă anumite lucruri din frică. Bun, Da. hai să vedem, din nou, mai am o provocare pentru tine. Când mă uit la, nu știu, intru într-o cameră și mă simt atras de anumite persoane, iar de anumite persoane nu. Care ar fi explicația? De fapt, ce se întâmplă cu mine în acel moment? Da. În momentul în care simțim chimia aceea foarte puternică cu o anumită persoană, nu se întâmplă decât că recunoști modelul persoanei respective, adică felul în care el, la nivel subconștient, este, e același cu felul în care erau părinții tăi sau unul dintre ei, pe care l-ai simțit tu mai semnificativ, da? Dacă tu ai crescut sau cu mama, adică mama s-a ocupat mai mult de tine ca și copil, automat ai luat modelul ei. În funcție de ce ești, băieții se raportează la mame, fetele se raportează la tați. De ce? Pentru că ăsta e modelul masculin sau feminin pe care tu l-ai avut în copilărie. În momentul în care ești atras de o anumită persoană, este doar pentru că persoana respectivă se potrivește foarte bine sau aproximativ, da, cu ceea ce ai învățat tu în copilărie, că este masculinul și femininul sau femininul. De asta ne îndreptăm către o anumită persoană, de asta avem anumite, să zic eu așa, plăceri sau, nu știu, atracții față de unii și față de alții nu, sau mai puțin față de alții. Și de cele mai multe ori, dacă modelul, să zicem, eu ca femeie, da, dacă am un model masculin disfuncțional, adică poate un pic indisponibil emoțional, nu prea prezent în întâmpinarea nevoilor mele și așa mai departe, o să mă îndrept către un bărbat care să mă facă să mă simt în același fel. Dacă am doi, cum se spun, pretendenți, da, unul este atent cu mine, unul mi-aduce flori, ciocolată, îmi vorbește frumos, mă sună, mă scoate la întâlnire și celălalt
Nu prea mă sună, nu prea mă caută. Ba vrea, ba nu vrea, încă nu știu în ce situații suntem. Dacă eu am avut un model masculin sănătos, adică tata era acolo, se juca cu mine, era prezent, mă scotea afară la înghețată, îmi spunea povești noaptea, o să mă duc către primul, către cel care se comportă frumos cu mine. Dar dacă am avut un model mai disfuncțional, adică tata lucra până târziu, îl vedea mai mult în weekend, dar și atunci avea ceva treabă. De fiecare dată când ajungea acasă, era obosit și se punea la somn sau se punea la televizor cu o bere în brațe și nu se ocupa neapărat și de mine ca fată. Pur și simplu o să mă duc către celălalt, către al doilea model, către cel care ba mă vrea, ba mă lasă. E tot timpul o incertitudine dacă o să fiu sau nu într-o relație cu el. E mai neasumat, dar mie mi s-au aprins călcăile după el, pentru că cu asta asociez eu masculinul și din păcate ne dăm seama doar de modelele disfuncționale pe care le avem în momentul în care suferim, nu odată, ci de mai multe ori, ca să ne oprim într-un final și să ne ajungem să ne punem întrebări. De ce mi se întâmplă mie asta? De ce aleg eu de fiecare dată același model de bărbat care într-un final mă face să sufăr? Știi că se spune, este vorba aia, că fetelor le plac băieții răi. Asta să fie explicația? Da, din păcate, în perioada în care am crescut noi și generația mea și generația ta, tații la fete, cel puțin, erau un pic absenți emoțional. Adică ei lucrau foarte mult, se ocupau de întreținerea familiei, da? Dar în rest nu prea erau așa prezenți în creșterea copiilor, pe când mamele erau acolo tot timpul, da? Non-stop. Acum s-au mai schimbat lucrurile. Acum tații sunt și ei destul de implicați în creșterea copiilor, petrec timp cu ei, parentingul ăsta se împarte, adică se ocupă și mama și tata și cumva e mai bine. Dar când am crescut noi, lucrurile stăteau un pic diferit. De aceea, majoritatea bărbaților din perioada noastră, da, cumva se simt să nu ajungă să fie din nou sufocați de mame, adică în relația de cuplu se simt ca femeia să nu pună stăpânire pe ei și ei să devină cumva responsabil de cum se simte femeia respectivă. De ce? Pentru că așa cum ai fost tu când erai mică și copil, dacă ai avut băiat fiind o mamă care era în permanență cu critica asupra ta, da? N-ai mâncat tot din farfurie, te-ai murdărit în genunchi, te-ai bătut cu fratele tău, n-ai luat note bune la școală, da, vino și ia pastilele, da, hai să te înfofolească mama să nu răcești și așa mai departe. Și pe lângă asta, te mai și manipula. Dacă nu mănânci tot din farfurie, nu te mai iubește mama. Dacă te cerți cu frate tu, din nou, se supără mama pe tine. Și tu ai senzația că orice ai face, niciodată nu reușești să o faci pe femeia asta din fața ta să fie și ea odată mulțumită, să zică, mama te iubește așa cum ești tu, nu trebuie să faci absolut nimic diferit, mama te iubește și dacă te julești în genunchi și dacă te cerți, e ok, ești copil, o să crești, o să înveți la un moment dat, da? Dar dacă femeia aia din fața ta, mama ta, niciodată nu părea să fie mulțumită de tine, de fiecare dată când ajungi într-o relație și partenera de cuplu începe să te critique, începe să-și exprime nemulțumirea la adresa ta, te sperii, te închizi în tine și zici, mulțumesc, mie mi-a ajuns, nu mai trebuie, eu nu mai vreau să fiu responsabil de cum se simte cineva, dacă e fericită sau nefericită, nu mai vreau să duc asta în cărca mea. Și te simți sufocat. Adică pur și simplu nu mai vrei să ajungă cineva să fie dependent de tine. Dacă tu te comporți într-un fel, gata, se supără. Dacă tu te comporți în alt fel, e fericită. Nu mai vrei să ai chestia asta pe cap. Și la fete e în felul următor. Pentru că tații nu prea au fost prezenți în copilăria noastră, acolo, să ne îndeplinească nevoile, după cum ziceam, să-ți mai spună o poveste, să te mai ia în brațe, să-ți zică, lasă, nu-i nimic că te-ai julit, o să treacă, suflă, pupă și trece, da? Și ne îndreptăm către bad boys, cum ziceai și tu, tocmai pentru că ăsta e modelul pe care l-am avut. Un pic mai neprezent, un pic mai neatent, un pic mai neasumat în ceea ce înseamnă relația cu noi. Bărbatul ăla pe care tot timpul tu trebuie să-l vânezi, tu trebuie să te duci după el, tu intri în concurență cu alte femei ca să-i atragi atenția, tu nu te ridici la nivelul așteptărilor, tot timpul e altcineva mai bun în jur care poate oricând să ți-l fure. Dar tot ce se întâmplă este doar pentru că noi avem anumite modele. Dacă ne-am oprit, ne-am pune așa un pic frână și am zice, mă, dar ce încearcă bărbatul ăsta să mă învețe pe mine? Adică ce am eu de învățat în funcție de cum el se comportă cu mine? Cum mă simt eu în raport cu el? Da? Din păcate nu prea facem asta, pur și simplu nu mă iubește, nu mă vede, în permanență sunt nemulțumită, fără să mă întreb că poate și felul în care mă comport eu îl determină pe el să se comporte în felul în care o face. Hai să revenim puțin la partea de copii, pentru că aici, când apare un copil, deja relația din cuplu suferă anumite modificări.
Și cel puțin mamele de băieți, am văzut că devin leoaice când e vorba de băieți, de copii. Da. Deja partenerul aproape nu mai contează de multe Da. ori. Și vreau să te întreb, crezi că acest lucru se întâmplă pentru că am citit despre aceste cazuri și mi s-a părut foarte interesantă teoria. Teoria spune că mama vede în băiat partenerul perfect, pe care din păcate nu l-are, pentru că partenerul nu este perfect. Pe tatăl copilului, să spunem, are tot felul de probleme, între ghilimele, sau cum vrei să-i spui. Dar copilul tot timpul este perfect și mama de asta își direcționează dragostea către partenerul perfect pe care și l-ar dori să fie. Dar bineînțeles, copilul acela crește și acaparează și el anumite imperfecțiuni. Că așa e viața până la urmă, nu? Ce crezi de această teorie? Din păcate se întâmplă asta destul de des, dar asta doar la mamele care din nou nu au, înainte de a face copilul, nu au stat un pic să se înțeleagă pe ele. Eu aș sugera ca toți oamenii, și nu vreau să pară într-un anumit fel sau că sunt nedreaptă sau că judec, nu judec pe nimeni, dar aș sugera ca înainte să ne luăm responsabilitatea asta de a aduce un copil pe lume, să încercăm să vindecăm sau să înțelegem, să integrăm cât mai mult din emoțiile noastre, din rănile pe care le avem. Pentru că dacă tu ai anumite răni care sunt destul de pregnante, nu se faci decât să le dai mai departe, vrei, nu vrei, pentru că ăsta e modelul pe care tu l-ai, n-ai cum să-l înveți altceva decât ceea ce știi. Și ca tu să dai ceva bun mai departe, adică copilul ăla să crească mai bine decât ai făcut-o tu, nu trebuie să-i oferi mai multe jucării, mai mulți bani, mai un stil de viață mai cum nu l-ai avut tu, ci trebuie emoțional să te vindeci pe tine ca să poți să-i dai lui mai bine. De asta, înainte de a face copii, ar trebui să faci un pic de analiză, o autoanaliză, să mergem un pic, să cerem ajutorul în stânga sau în dreapta. Uite, am și eu niște probleme, poate că le-am înțeles, poate că nu le-am înțeles. Hai să vedem unde mă situez. Sunt eu capabil emoțional să am grijă de un copil, să-i ofer stabilitatea emoțională de care el are nevoie ca să se dezvolte sau nu? Da? Nu facem asta, nimeni nu stă să-și pună întrebări de genul ăsta și nu. Și din Da. păcate așa este, da, mamele care nu sunt vindecate sau care nu-și înțeleg emoțiile sau care nu înțeleg de ce au atras un anumit gen de partener, de soț, da, proiectează asupra copilului relația ideală pe care și-ar fi dorit ea să o aibă. Și normal, exact cum îți ziceam, nu faci decât să sufoci copilul respectiv, da, îl faci responsabil de starea ta de bine, el nu-și permite să o facă pe mama să sufere sau să fie tristă sau să vadă îngrijorată pentru că îl vede deja pe tata făcând chestia asta și nu vrea să fie și el în locul lui. Și pur și simplu copilul respectiv o să ajungă în relații, în permanență să salveze persoana din fața lui, partenera de cuplu, să nu fie depresivă, să nu fie nefericită, să aibă tot ceea ce își dorește, dar genul ăsta de oameni nu fac decât să atragă ori victime lângă ei, da? Ori persoana aceea care orice îi face, tu niciodată nu să fie mulțumită de felul în care te comporți cu ea. Adică, oricum o dai, tot nu e bine. Hai să discutăm acum puțin și despre fetițe, pentru că de multe ori fetițele încep să aibă o rivalitate cu mama Mama ta, pentru dragostea tatălui. E adevărat? da. Da, dar și băieții și fetele fac chestia asta, adică dacă eu sunt fată, cumva caut să o elimin pe mama din ecuație pentru că eu tânjesc după atenția tatălui. Pentru că el este masculul, energia masculină pe care eu o am în momentul respectiv la dispoziție și caut, vreau, nu vreau să înlătur orice altă sursă, da, care să-i acapareze atenția și să mă vadă doar pe mine. Dar dacă tata știe cum să se comporte și mama la rândul ei știe să înțeleagă și să integreze partea asta și să nu ia lucrurile personal, pentru că mamele de multe ori iau lucrurile personal, adică îl iubește mai mult pe tasă decât mă iubește pe mine. Și să nu pară că intră în competiție cu fetița pentru că tu ești adultul, dar n-ar trebui să te duci în rolul și tu de fetiță pentru atenția soțului, da? Copilul respectiv sau fetița respectivă are capacitatea emoțională să ajungă un adult întreg, să zic așa, dar dacă părinții nu știu să se ocupe de acest aspect în momentul respectiv, cumva din nou o să ajungă la vârsta adultă, să intre în competiție cu celelalte femei pentru atenția partenerului, pentru că ăsta a fost modelul pe care l-am avut în copilărie. Același lucru se întâmplă și dacă fetița respectivă a mai avut o soră mai mică sau mai mare. La fel, în permanență ești în competiție cu cineva
pentru atenția tatălui, atenția energiei masculine care este prezentă în momentul respectiv în viața ta. Și de cele mai multe ori, în momentul în care văd o femeie sau vine o femeie în consiliere care îmi zice că m-a înșelat, m-a părăsit pentru alta, se uită după alte femei, nu știu, sau lucrează prea mult soțul și nu prea stă pe acasă, nu mă vede, e ocupat cu altele. M-aș uita mai degrabă la ce a avut ea în copilărie, pentru că la ea este lupta de a-l cuceri, lupta de a-l face să o iubească. De ce tânjești atât de mult să-l faci să te vadă, să te iubească? Nu face din start, înseamnă că de ce l-ai ales tocmai pe el care să nu te facă să te simți văzută, iubită, apreciată și că e acolo pentru tine? Adică de fiecare dată întoarce-te la tine, că nimeni nu te face să suferi. Tu ai un model, da, și în funcție de comportamentul pe care îl are un om față de tine, îți apasă pe o rană. Deci nu te-ar face să suferi dacă tu nu ai avea deja rana respectivă. Omul respectiv doar, din păcate, apasă acolo unde tu deja ai rană. Știi cum se spune că multe persoane ajung și rămân în energia de victimă pentru că au anumite. Mie mi-a fost destul de greu să înțeleg acest lucru, recunosc, au anumite beneficii. Da, hai, stai, stai să dau un Care pic de ar apă. putea să fie aceste beneficii care să te țină să suferi după partenerul tău și să nu accepți anumite lucruri bune sau relele? Păi primul beneficiu pe care îl ai este că nu-ți asumi responsabilitatea pentru propria viață, pentru fericirea sau nefericirea ta, ci tot timpul pasezi asta altcuiva. Tu ești responsabil de felul în care eu mă simt. Din cauza ta, eu sunt nefericită. Dacă tu m-ai iubi mai mult, eu aș fi fericită, eu aș fi plină, completă, să zic așa. Da? Adică niciodată nu ești tu responsabilă de cum se comportă ceilalți cu tine, ci tu doar te plasezi în rolul de victimă și dai altcuiva responsabilitatea asupra vieții tale. Asta ar fi unul dintre marile beneficii pe care le avem. Nu trebuie să-mi asumi responsabilitatea de cum mă simt. E vina ta, fă-mă să mă simt fericită. Iubește-mă și o să fiu fericită. Asta ar fi unul dintre avantaje. Al doilea avantaj este că ceilalți în permanență trebuie să stea la dispoziție, să-ți îndeplinească ție nevoile. Pentru că la fel ca atunci când erai mic, ai învățat că dacă tu bazi din picior și te dai cu fundul de pământ, da? Vine imediat cineva și zice, hai, nu mai plânge, hai, iau-o a cadea, hai că te ia mama în brațe și te pupe și tu te simți bine. Și ai învățat tu asta în copilărie și duci asta mai departe. În momentul în care nu ți se satisface nevoia pe care o ai, nu știu, nu te vede, în loc să te duci la el să-i spui, uite, eu mă simt un pic, nu știu, neliniștită pentru că parcă nu mai acorzi la fel de multă atenție sau parcă ai început să lucrezi mai mult. Nu se fac să-ți spun asta, dar pentru că nu știu să vorbesc în felul ăsta, ci pur și simplu, în momentul în care ai intrat pe ușă, încep. Nu mă iubești, lucrezi prea mult, niciodată nu ești acasă, nu te ocupi de mine, niciodată nu vezi copiii ăștia, crezi fără tată și tot felul de lucruri de genul ăsta, pentru că, la fel, ai învățat, cum ți-am zis, dacă bazi de picior, din picior și te pui cu fundul jos, da, și te dai cu fundul de pământ, el vine imediat, vai, draga mea. Dar nu se întâmplă nimic, dar sunt aici pentru tine, dar ce ai nevoie? Hai, vrei să stau mai mult cu tine, vrei să ieșim în oraș, hai să te scot și la o înghețată. Se spune că în relații unii iubesc mai mult și alții mai puțin. Și din nou, se spune că cel care iubește mai puțin, de fapt, deține controlul asupra Da, relației. foarte fain cum ai zis asta și chiar așa e. Se zice că cine e mai detașat deține controlul asupra relației de cuplu. Și cumva cam așa este. Câștigă cine e detașat ca la șah, de exemplu, sau ca la orice alt joc din ăsta de competiție. Bun. De ce unii iubesc mai mult? În momentul în care tu, ca și copil, dar nu ai avut nevoile emoționale împlinite, mesajul care a ajuns la tine este că nu ești suficient de bun, astfel încât să primești iubirea de care tu ai nevoie. În momentul în care tu consideri că nu ești suficient de bun, consideri și că nu meriți să fii iubit. Dacă tu știi despre tine că nu meriți să fii iubit, ăsta e mesajul cu care tu ai crescut, încerci să faci absolut orice pentru celălalt, ca într-un final să te iubească și el. Noi de ce dăm atât de mult? Pentru că așa ne-am fi dorit să primim și noi atunci când eram mici. Și sunt oamenii aceia care poate fac bani și donează toți banii pe care îi fac sau, nu știu, oferă foarte mult în relația de cuplu, iubire, prezență, cadouri, timp, orice, da? Doar ca să fie persoana respectivă cu ei, pentru că asta aveau și ei nevoie să primească sau asta au ei nevoie să primească. Noi de multe ori dăm ceea ce ne-am dorit să primim la rândul nostru. Și dacă eu ofer foarte mult, înseamnă că asta mi-aș dori ca și partenerul de cuplu să facă pentru mine.
Dacă dau mult, înseamnă că mă simt puțin. Consider că nu merit. Nu vreau să vezi că nu merit. Și ca să-ți demonstrez că merit, o să fac absolut orice pentru tine ca tu să ajungi să mă iubești. Doar că în momentul în care facem orice pentru cineva, nu mai avem limite sănătoase în raport cu persoana respectivă și pe undeva îi dăm voie să se comporte oricum cu noi. În momentul în care dai voie cuiva să se comporte oricum cu tine, o să ajungă să te jignească, o să ajungă să te rănească, să te umilească și așa mai departe. Oamenii se comportă cu tine așa cum tu te comporți cu tine. Dacă vrei ca cineva să te iubească, să te respecte, să, nu știu, îți dea timp din timpul lui, în primul rând oferă-ți tu toate lucrurile astea, pentru că în momentul în care tu te iubești, știi și cum îți dorești să fii iubit de altcineva. Dacă tu te iubești, nu o să permiți oamenilor să-ți facă rău. Te respecti, știi ce înseamnă, știi care este valoarea ta. Nu o să te umilești doar ca să rămâi într-o relație, nu o să cerșești iubire. Eu știu cine sunt, eu știu care mi este valoarea. Dacă vrei să stai în relație cu mine, foarte bine, ai de câștigat. Dacă vrei să pleci, mergi și găsește pe cineva care este mai bun decât mine, sau care este potrivit pentru tine. Asta doar în momentul în care eu știu despre mine că pot să trăiesc și cu tine și fără tine. Dar în momentul în care eu am senzația că fără tine o să, nu știu, mă ofilesc, o să mor, nu mai am aer, o să mă agăț de tine ca, nu știu, ca râia de om, să zic așa, și te fac la un moment dat să, nu știu, să simți așa că nu mai poți să scapi de mine, că sunt scai după tine. Și oamenii de genul ăsta ajung să fie și geloși și posesivi și să controleze partenerul de cuplu pentru că fericirea lor depinde în permanență de atenția, de iubirea pe care o primesc de la partenerul de cuplu. În felul ăsta nu fac decât să îi îndepărteze pe cei pe care îi iubești, pe care și-ar dori să-i păstreze în apropiere. Ca cineva să-și dorească să fie în relație cu tine, trebuie să vadă că te respecti, că te iubești. Să înțeleagă, mă, dacă eu fac ceva greșit, omul ăsta a plecat în secunda 2. Adică nu-mi dă și a doua, și a cincea, și a zecea șansă că poate o să mă schimb eu la un moment dat. Nu, nu-l respect, nu-l iubesc, nu sunt aici așa cum și-ar dori el. Nu stă la discuții cu mine. Adică când am călcat pe bec, mi-a închis ușa, mi-a strâns mâna și își vede de viață. Dar când noi nu știm asta despre noi, dăm ocazii peste ocazii și ajungem să cerșim iubire și când ceilalți se comportă chiar urât cu noi și nu avem limite să zicem, ok, mi-a ajuns, eu nu mai pot să trec peste asta. Vreau să te provoc puțin, pentru că de multe ori se spune că dacă nu ești gelos într-o relație, sau Ah. înseamnă că nu iubești cu adevărat. Ce părere ai de gelozie? Și apoi îți voi spune și eu, s-ar putea să fiu cam dur. Din punctul meu, gelozia e dovadă de lipsă de încredere în propria persoană. Adică eu o să fiu geloasă doar în momentul în care am senzația că nu sunt suficient de bună pentru partenerul meu de cuplu. Dacă eu aș avea încredere în mine, îmi zic, mă, dacă el s-a îndrăgostit de altcineva, dacă el vrea să fie cu altcineva, ușa e liberă să meargă să fie fericit. Pentru că nu e iubire aia când îl ții cu forță. Adică tu îl iubești pe omul respectiv, tu vrei să-i fie bine. Indiferent dacă bine înseamnă cu tine în relație sau în relație cu altcineva, eu vreau să-ți fie bine. Ce o însemna bine pentru tine, mergi și găsește-ți binele respectiv. Dar când eu nu am încredere în mine, normal că în momentul în care îl văd că se uită la altcineva, îmi zic, dar parcă persoana respectivă e mai frumoasă, dar ce ai văzut la ea? Da, era mai frumoasă, dar era mai deșteaptă, dar ce avea în plus și eu nu am? Știi? Adică intri în comparație, intri în tumultul ăsta de emoții, jigniri, acuze, în care nu ți-aș sugera să ajungi. Adică gelozia este strict legată de încrederea pe care o ai sau nu o ai în tine. Pentru că atunci când știi ce reprezinți ca om, știi și că, mă, dacă stai cu mine, după cum am zis, e în avantajul tău. Dacă nu stai, mergi și găsește-ți pe cineva cu care ești potrivit. Nu o să stau eu să cerșesc iubire și atenție din partea ta. Și pe lângă asta, aș mai lua gelozia sau, nu știu, atenția pe care o acordă partenerul de cuplu sau partenera de cuplu altcuiva și ca să-mi dau seama, dar eu îmi doresc să fiu cu un om care se comportă așa cu mine. Adică dă ocazia omului să se exprime așa cum este el. Du-l în spații mari, la petreceri, în cluburi, unde vrei tu, da? La începutul relației. Vezi cum se comportă cu ceilalți oameni, vezi cum socializează, pentru că ăsta o să fie un răspuns pentru tine. Este prezent în relația cu tine? Este interesat să fie cu tine? Stau în stânga și în dreapta și trebuie să stai cu ochii pe el ca pe butelie să nu cumva să îl scap de sub papuc, să zic așa. Acum sunt curioasă care e versiunea ta vis-a-vis de gelozie. Eu recunosc că nu am simțit niciodată gelozia.
Și chiar în momente când ar fi trebuit să simt. Și mi-am pus întrebarea de foarte multe ori, de ce nu sunt gelos pe momentul ăsta când chiar oricine ar fi fost gelos? Eu nu mă pasiona subiectul ăsta, ca să spun așa. Dar eu cred că plecând de la ce ai spus tu, de la încrederea în sine, în primul rând, din păcate, gelozia ne scoate ce e mai urât în noi și nu, chiar n-am cuvinte și ajung la un moment dat, ajung partenerii, cei care sunt învinuiți, deci, domne, cine știe ce ai făcut, la un moment dat ajung să gândească, domne, fac, nu fac, eu oricum o încasez acasă. Exact. Așa Așa că mai că bine o fac măcar să... fac, să fie o chestie, știi? Adică te aruncă, de fapt, în loc să te protejeze, să spunem partea asta, să te facă Dumnezeu, măcar să nu mai fac, dar dacă tu oricum ai scandalul acasă, stai și te gândești, bă, ce mai am de pierdut? Că oricum când ajung acasă, partenerul e în capul meu și îmi face capul calendar. Deci cred eu că exact atunci te aruncă în brațele ispitei, ca să spun. Altcuiva, da. Și pe lângă asta mai este și frica. Și știi că se zice de ce ți-e frică, nu scapi. Și asta cumva e normal să se întâmple, pentru că în momentul în care ai o frică foarte mare, da, de exemplu, frica că o să fiu înșelat, trebuie să treci prin ea ca să înțelegi că nu se termină viața ta acolo, să-ți dai seama că poți să duc chestia asta. Adică nu e despre celălalt, e despre mine, despre cum eu aleg să gestionez situația. Dar revenind un pic la gelozie, indiferent care persoană e geloasă, eu sau partenerul meu de cuplu, dacă unul dintre noi ar fi un pic mai răsărit, da, emoțional, să zic așa, și ar avea un pic capacitatea asta să empatizeze și să înțeleagă, eu, dacă aș avea un partener gelos, ar zice în felul următor: ok, ce fac eu, de-l declanșează pe el, în ce momente se simte într-un anumit fel, cum pot eu să-l fac să se simtă în siguranță și să înțeleagă că nu se întâmplă nimic grav. O persoană care e geloasă e o persoană care are frica asta de a pierde iubirea. Pentru că atunci devenim geloși, când ne e frică să pierdem obiectul iubirii noastre. Da? Mai degrabă m-aș uita la cum aș putea să-l fac să se simtă în siguranță, pentru că o persoană, orice persoană, în momentul în care se simte în siguranță și vede și azi și mâine și poimâine că nu are motive reale să se îngrijoreze, pur și simplu se calmează și se liniștește. Și primește iubirea aia pe care nu a primit-o în momentul în care era copil. Pe lângă asta, dacă eu aș fi geloasă, mi-aș dori de la partenerul meu de cuplu să înțeleagă un pic felul în care mă simt. Dar, totodată, dacă aș avea capacitatea, mi-aș pune și întrebări: ok, de ce mă simt eu în felul respectiv? Cum mă face să mă simt faptul că el vorbește cu o altă persoană? Ce frici declanșează în mine și cum aș putea eu să integrez toate emoțiile astea? Când m-am mai simțit la fel? Cine m-a făcut să mă simt în același fel? Acum, nu. Fiecare cu Da. capacitățile lui. Exact, și fiecare înțelege atât cât poate. Da. Dar Doar că știi sunt cum multe e? relații care se destramă de la, efectiv, de la acest sentiment ăsta. Deci nu știu cum să-i spun. Da. Dar acum, în perioada în care trăim noi, găsim ajutor pe toate drumurile și asta nu o zic așa, nu sunt cuvinte aruncate în drum, adică chiar găsești, internetul e plin, YouTube-ul e plin, oriunde vrei să, cărți peste cărți, dacă virgulă cauți o carte despre gelozie, cum să nu mai fiu gelos, cum să combat gelozia, cum să fiu un partener mai bun pentru iubitul sau iubita mea, cum să am o relație de cuplu mai sănătoasă. Ok, nu înțeleg eu din cărți, nu înțeleg de pe YouTube, m-am uitat și mă uit ca curca în lemne, cum se zice. Păi sunt și eu, pe unul, pe altul, domnule, vreau și eu, ajută-mă cum să trec eu peste gelozia asta, mă simt așa, ajută-mă să înțeleg de ce mă simt așa, cum pot să fac diferit, cum pot să am o relație mai sănătoasă, adică trebuie doar să-ți dorești, asta e tot, să-ți dorești și să ai capacitatea să înțelegi că nu te-ai născut defect, da, ci ești suma a ceea ce ai trăit până în momentul prezent, dar oricând poți să devii conștient, poți să-ți dai seama că poți să schimbi și că poți să trăiești cu adevărat altceva diferit de ceea ce ai trăit tu până acum. Adică, dacă suferi, asta nu înseamnă că o să suferi toată viața. Dacă tu îți dorești să faci schimbarea, asta e important să înțelegem cu toții, că nu trebuie să rămânem acolo unde suntem. Cât timp trăim, avem posibilitatea să facem orice. Cătălina, am plecat de la vindecarea rănilor emoționale. Și de multe ori se spune că, domnule, dacă nu suferi, nu treci peste acea problemă. Ce rol are, până la urmă, suferința în această vindecare? Da, din păcate, suferința ne ajută să ne mișcăm din locul în care suntem. Oamenii nu pleacă din relațiile nesănătoase pe care le au, din suferința cărora nu-i mai fac față, decât atunci când singura lor opțiune este să facă ceva.
Nu mai pot să trăiesc în felul ăsta, trebuie să fac ceva să ies de aici. Adică suferința are rolul de a te conștientiza, de a te face să înțelegi locul în care te afli, să-ți dai seama, îmi face bine, nu-mi face bine, pot să mai stau aici, nu pot să mai stau aici, vreau să-mi fie mai bine sau stau și mă plâng toată viața de nefericirea pe care o am. Pentru că omul când nu suferă suficient, nu iese din locul în care se află. Și chiar așa se zice, uite, și într-o relație, să zicem, da, în care ești, nu știu, neîmplinit, maltratat, în care există violență de toate felurile, nu contează ce se întâmplă în relația respectivă, nu ai curaj să ieși din relația respectivă decât în momentul în care dorința de a îți fi bine este mai mare decât frica de a nu pierde relația respectivă. Adică tot suferința te mută din loc. Pentru că dacă n-ai suferi, ai sta, sau dacă ai suferi mai puțin, rămâi așa în zona de confort și zici, e, mai rău cu rău, dar cum era aia? Rău cu rău, dar mai rău fără rău, ceva de genul. Da, și așa și aici. Adică ar trebui să ne uităm la suferință doar ca la o conștientizare că locul în care ne aflăm nu este cel care ne face bine. Nu ne simțim bine cu noi în momentul în care stăm aici. Suferința nu vine, nu te vine Dumnezeu și zice, ia de aici niște suferință, mai suferă și tu, omule. Nu. Știi cum din nou se spune că bărbații, și aici tind să cred că cam așa este, fug de suferință. De asta se spune la un moment dat că ei se aruncă mai repede în Din următoarea relație în relație. relație. Da. Ce se întâmplă de fapt când fugim de această suferință? Ne prinde din urmă, ce se întâmplă? Da. Din păcate, în momentul în care fugim de suferință, nu facem decât să fugim și de fericire totodată. Pentru că dacă nu stai să suferi, să-ți dai seama că suferința aia nu ți-a pus capac, nu se termină toate lucrurile acolo, ci ai capacitatea să treci prin ea, cumva în permanență stai cu frica asta că dacă o să vină după bine, vine rău, tot timpul după bine, vine rău și niciodată nu se termină șirul ăsta. Și știi cum se zice? Că momentul în care intri într-o furtună, da? Când se termină furtuna, ești mai puternic. Exact așa e și aici. Și în momentele acelea când ți este foarte greu, când ai senzația că nu o să te mai miști de acolo, treci prin ele și îți dai seama că ai putut să le faci față, când ai ajuns în partea cealaltă și vezi luminița de la capătul tunelului, adică începi să te simți mai bine, îți capezi din nou încrederea în tine, începi să faci iar lucrurile care îți plac, deja nu-ți mai este frică să treci din nou prin asta. Zici, mă, a fost greu, a fost rău, dar a fost ce era necesar ca eu să evoluez, ca eu să cresc, ca eu să învăț din toată situația care mi s-a întâmplat. Și din păcate, atât bărbații cât și femeile, dar cumva cred că un pic mai mult în partea bărbaților este situația asta când intră dintr-o relație în alta și se întâmplă asta la nesfârșit. Pentru că au frica asta de a sta un pic cu ei, de a-și da seama, ok, ce am făcut eu greșit în fosta relație de s-a ajuns aici, care este partea mea de vină, ce putem face eu diferit. Momentul în care nu stai un pic cu tine, nu-ți pui gândurile în ordine, nu-ți pui sufletul pe linia de plutire, nu faci decât să duci din relația asta pe care ai încheiat-o și care a fost nefericită, tot răul în relația următoare. Pentru că tu n-ai învățat nimic. Doar iei de aici și duci dincolo. Și dacă felul tău de a te comporta este același pe care l-ai avut și în relația trecută, normal că o să ai același rezultat. Adică totul este despre noi. Degeaba încercăm noi să aruncăm pe ceilalți că din vina lor. Nu. Dacă tu stai un pic cu tine și îți pui toate lucrurile în ordine, îți dai seama că ai și tu partea ta de vină pe care a trebuit să ți-o asumi și din care a trebuit să înveți pe viitor. Eu chiar cred că într-un cuplu relația se împarte. Deci nu există doar vina, pardon, vina Da. se împarte. Chiar nu cred că există doar Da, vina da, da. cuiva. Așa Și e. pentru că ne apropiem de final, vreau să ne dai câteva trucuri. Până la urmă, cum putem să ne vindecăm de aceste răni și cum Da. putem să îmbunătățim relațiile pe care le avem? Eu aș zice în felul următor. Dacă îți dorești cu adevărat să te vindeci, nu-ți fie frică să intri în relațiile de cuplu, pentru că mulți dintre noi ajungem să spunem, în momentul în care am suferit și am ieșit șifonați din ultima relație, să spunem, dar eu nu mai doresc să fiu cu nimeni niciodată. Mi-a ajuns, mulțumesc, dar acum stau singur toată viața, da? Dar asta nu înseamnă decât că fugi de evoluție, că ți-e frică să mai suferi în același fel, că n-ai curajul să mai încerci încă o dată și, practic, te dai bătute, ca și cum ai murit înainte să mori. Da, ți-ai predat armele, mulțumesc, de acum încolo, da, ok, stai o perioadă singur. Dar după asta, fă-ți curajul și încearcă din nou. Pentru că, după cum ziceam și la începutul conversației, partenerul de cuplu este oglinda ta. Tot ce nu funcționează în relația ta de cuplu, pune pe foaie și vezi unde ai tu de lucrat.
El nu face decât să-ți apese butonașele alea la care tu ai încă de rezolvat ceva acolo. Dacă ești gelos, dacă ești posesiv, dacă te simți neiubit, dacă simți că nu te respectă suficient, că nu te vede, că nu e prezent, toate spun ceva despre tine. Când te-ai mai simțit în același fel? Cine te-a făcut să te simți în același fel? Și ca să treci și peste emoțiile respective, să ajungi să-ți vindeci rănile emoționale, fie găsești, dacă ai norocul aici, fiecare cu mare noroc în viață, un partener sau o parteneră care să te iubească prin toate etapele tale, da, și care să-ți dea ție senzația sau să te facă să ajungi la concluzia că meriți să fii iubit, indiferent de ce se întâmplă pe planeta asta, da, fie cauți să îți oferi ție ce nu ți-au oferit părinții în momentul în care erai copil. Te-au lăsat să crești cu bunicii, te certau că luai note proaste la școală, te băteau în momentul în care făceai ceva greșit. Da? Toate mesajele astea au ajuns la tine ca și cum nu ești suficient de bun, nu te ridici la nivelul așteptărilor, nu meriți să fii iubit, toată lumea te părăsește, nimeni nu-și dorește cu adevărat să fie cu tine, nu poți să te bazezi pe cei din jur. Da? Și începi frumușel, pas cu pas, să faci invers decât au făcut ei în relație cu tine. Dacă vezi că în relația de cuplu dai foarte mult, analizează ce dai foarte mult. Dai timp din timpul tău, dai bani, dai atenție, dai complimente, dai ce dai. Da? Și înseamnă că ceea ce oferi tu foarte mult, aia ți-ai dori să primești la rândul tău. Da? Dacă tu asta oferi foarte mult, oferă-ți ție în primul rând toate pe care le oferi partenerului tău de cuplu, în speranța că la un moment dat o să se întoarcă din ceea ce îi dai tu. Da? Dacă îi dai timp, în permanență vrei să stai cu el, să-i faci de mâncare, să fie mulțumit de cum ești tu, începe să-ți oferi ție lucrurile astea. Stai cu tine, mergi la sală, citește o carte bună, fă o baie cu spumă, ia-ți o înghețată, tot ce-ți dorești tu, dă-ți ție. Da? După care, ce mai dai? Hai să vedem așa, ce poți să mai oferi tu și să sper că într-un final se întoarce la rândul lui. Felul în care îi vorbești, da? Îi vorbești frumos, îi faci complimente, îl susții moral, emoțional, ești acolo prezent în permanență să-i fie bine. El niciodată nu-ți dă chestia asta înapoi. Bun, ce faci? Începi să fii mai binevoitor cu tine, mai cu compasiune, îți vorbești mai frumos, te susții mai mult. Hai că poți, hai că ești frumoasă, hai că astăzi o să fie bine, meriți să fii iubită, dar cum ar fi dacă oamenii te-ar iubi mai ușor? Dar cum ar fi dacă ai ajunge să primești iubirea aceea pe care ți-o dorești de la cei din jur? Adică vorbește ție așa cum ți-ai dori ca ceilalți să-ți vorbească. Vrei să te țină în brațe mai mult, vrei să petreacă mai mult timp cu tine. Din nou, ai două mâini frumușele aici, te iei frumos, știi cum se cheamă, mâna întinsă care te ajută, e cealaltă mână a ta, știi? Adică nu vine nimeni dacă să te scoată din groapă dacă nu o faci tu. Și începi să te comporți cu tine așa cum ți-ai dori ca ceilalți să se comporte. Adică oferă-ți iubirea pe care n-ai primit-o și după care tânjești cu atâta patimă. Pentru că tot ceea ce dai ți-ai dori să primești la rândul tău, altfel n-ai oferi în cantitatea respectivă. Cam pe lângă asta, ar trebui un pic să poate să mai faci curat prin dulăpiorul acela al tău cu monstruleți, cu frici, ca să zic așa, și să începi să mai scoți la suprafață din ele și să vezi cum te simți. Sunt multe exerciții pe care poți să le faci. Poți să lucrezi cu copilul interior, adică să te duci pe fiecare amintire pe care tu ți-o amintești și a fost traumatizantă pentru tine, da? Și să te comporți cu tine în amintirea respectivă, așa cum ți-ai fi dorit să se comporte adulții din viața ta la momentul respectiv. Poți să rescrii povestea pe care ți-o spui despre tine. Dacă îți spui că mama nu m-a iubit, tata m-a certat, nu și-au dorit să mă nască, nu au fost niciodată mândri de mine, în permanență au fost nemulțumiți și, nu știu, l-au iubit pe fratele meu mai mult, i-au dat lui mai multe decât mi-au dat mie și așa mai departe, rescrie povestea pe care o spui despre tine. Mama și tata au fost mândri de mine, mama și tata m-au susținut, m-au iubit și au dorit să cresc frumos, m-au alintat, mi-au oferit tot ce am avut nevoie la momentul respectiv, atât cât au putut ei. Pentru că știi cum se zice și chiar e adevărat, creierul nostru nu știe ce e imaginar și ce e real. Dacă tu ai capacitatea în mintea ta, da, să recreezi, să rescrii povestea pe care ți-o spui despre tine, o să ajungi să te comporți în funcție de ceea ce îți spui. Adică nu mai ești copilul care n-a fost iubit și n-a fost dorit, care acum nu face decât să cerșească iubire în stânga și în dreapta, ci ești copilul care a fost iubit, care a fost dorit, care a fost susținut și acum ceri aceleași lucruri de la oamenii din jurul tău. Dacă își doresc să fie parte din viața ta, trebuie să se comporte cu tine în funcție de regulile pe care tu le trasezi. Nu mă minți, nu mă înșeli, ești corect cu mine, dacă nu mai vrei să fii în relația asta, vii și îmi spui și așa mai departe. Dar când nouă ne e frică să nu-l pierdem pe celălalt, permitem
să se comporte cu noi oricum și rămânem acolo și în momentele în care ne pare rău că am făcut asta. Cătălina, vreau să ne spui, te rog, unde te pot găsi cei care doresc să continue această discuție cu tine, cei care ar dori să lucreze cu tine unul la unul sau, cine știe, poate în cuplu, nu? Da. Cine își dorește mă găsește în primul rând pe canalul de YouTube, adică acolo ofer materiale gratuit tuturor, doar să-și dorească să facă schimbarea. Așa, pe lângă asta, mă pot contacta pe adresa de e-mail pe care o am în descrierea fiecărui clip și putem lucra împreună oricând, oricum, dorință să fie. Eu vreau să-ți mulțumesc și mai am o ultimă întrebare, pentru că am mai avut, eu știu, discuții de genul ăsta. Este nevoie într-un cuplu să facă ambii parteneri terapie sau ajunge doar unul singur care eventual poate schimba, să mișca rotițele, să spun? Știi cum se zice despre relații? Că sunt un dans în doi, nu? E suficient și ca unul dintre ei să se trezească și să-și dea seama că locul în care este relația așa cum este ea în momentul respectiv nu-i face bine, da? Momentul în care tu te schimbi, automat și felul în care te comporți cu partenerul tău de cuplu se schimbă. Drept urmare, felul în care el se raportează la tine se schimbă. Important este să conștientizezi tu, să faci tu schimbarea, pentru că dacă tu până acum îl criticai, da, dăm un exemplu, da, îl criticai, era în permanență nemulțumită de ce face, de câți bani aduce, de cât timp petrece cu tine, automat el are un răspuns la critica ta, da? Fie se închide în el și nu mai vorbește cu tine, fie pornește și el o ceartă ca să se apere, da? Dacă tu, în loc să-l critici, înveți să conversezi cu el, să comunici într-un fel astfel încât să nu se mai simtă amenințat, să nu mai simtă că în permanență stai cu, cum se cheamă, cu cuțitul la beregată, că ce a făcut greșit, și are senzația și ajunge să simtă că îl iubești, că îi vrei binele, că tu nu vrei să-i faci rău și că nu ai nimic personal cu el, ci pur și simplu vrei ca voi doi să fiți bine împreună, automat lasă garda jos și schimbă și el comportamentul față de tine, nu? De asta nu trebuie să se schimbe amândoi, nu trebuie să se ducă amândoi la consiliere de cuplu, nu trebuie să-l obligi pe celălalt să facă ceea ce nu-și dorește. Fă tu schimbarea, da? Inspiră-l tu prin schimbarea ta și o să se schimbe și relația de cuplu pe care o aveți. Chiar dacă asta înseamnă să aveți o relație faină împreună, sau dimpotrivă înseamnă să schimbi partenerul de cuplu și să găsești pe cineva care să se potrivească cu nevoile pe care tu le ai acum și care e dispus să facă ca relația aceasta pe care o aveți să funcționeze. Adică nici nu poți să tragi de cineva care nu-și dorește să fie acolo, la urma urmei. Deci, dragile mele, dragii mei, iată, aveți o explicație și este perfect logică, ca să spun așa. Deci, dacă vă doriți o relație înfloritoare, iată că puteți face chiar și singuri primii Așa pași. e. După care, bineînțeles, cum a spus și Cătălina, partenerul va veni alături de voi. Vreau să-ți mulțumesc foarte mult, Cătălina, pentru această Mulțumesc și eu. Și mi-a făcut o deosebită plăcere să vorbim din nou și de ce nu poate ne vedem și data viitoare sau cu o altă ocazie, știu. siguranță, cu siguranță. Mulțumesc foarte mult, dragile mele, dragii mei, stați aproape pentru că mai urmează sesiuni extraordinare, exact așa cum a fost aceasta cu Cătălin.